Vladimir Putin e ferm convins că va câștiga războiul din Ucraina. Cancelarul Austriei a oferit detalii neștiute despre planurile militare ale lui Vladimir Putin în Ucraina și despre conversația lor privind situația actuală de pe frontul de luptă. Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a spus că președintele rus Vladimir Putin este în propria logică de război, după ce a vorbit cu el săptămâna aceasta, relatează NBC. Karl Nehammer susține că Vladimir Putin este ferm convins că va câștiga războiul din Ucraina. Trebuie să ne uităm în ochii lui și trebuie să-l confruntăm cu ceea ce vedem în Ucraina, a spus Karl Nehammer. Cancelarul Austriei este singurul lider european care s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova de când a izbucnit conflictul militar în Ucraina. Înainte de întâlnirea oficială cu președintele rus, Kalnehamer a vizitat Bucea, orașul ucrainean unde au apărut dovezi ale crimelor de război comise de forțele rusești. Ajuns la Moscova, acesta i-a povestit lui Vladimir Putin ce a văzut la Bucea, însă nu a fost o conversație prietenoasă. Vladimir Putin a spus că va coopera cu o anchetă internațională, pe de o parte, iar pe de altă parte, mi-a spus că nu are încredere în lumea occidentală. Deci aceasta este problema acum și va fi în viitor, a adăugat Karl Nehammer. Reamintim faptul că, recent, fosta consilieră adjunctă pentru Securitate Națională a SUA, Kate McFarland, a declarat pentru Fox News Digital că Rusia a apelat la planul de îndrucât nu reușit să mențină un asediu prelungit asupra Chievului. Rusia și-a reevaluat strategia, așa că la 25 martie a început să se reorienteze spre securizarea estului Ucrainei. O decizie care a culminat cu retragerea surprinzătoare din Kiev și din orașele din jur și pe care unii experți militari o apreciază mai mult o încercare a lui Putin de a ieși basma curată după un dezastru militar, informează Fox News. Planul a era ca trupele ruse să fie masate de-a lungul graniței, ca la o invazie și să presupună că Ucraina va capitula în privința apartenenței sale la NATO și a Danbasului, a spus McFarland. Când Ucraina nu a făcut-o, planul B al Rusiei a fost invazia în sine și preluarea controlului în câteva zile, a subliniat ea.